E 2 la 6, 3 la 8? 2 la 8, da. E la 6. 2 la 6. 2 la 7, pe lângă 2 la... Pe lângă? E 1. 1 plus 2 la altora, cât e 6, din 8 e de 6. Plus punctul cu mișa în parte. Din ultima echipă, în fața lui, noi la 98 s-a făcut 2 la 96 ar fi în parte. Nu, 97. Păi nu sunt, vedeți, numai 4, 4, 2, 4, 6, 8, e bine așa. Da. Da? Vom învăța cu 2 la 96, pe lângă 1, plus 2 la 2. 2 la 2. Deci egal cu 3 ori 3. 2 ori 5. 5. Plus 3. Deci 3. 2 la 4. 2 la 4 ori 3. Ori 2 la 6. Nu, nu, nu. 2 la 4 ori 5. Paranteză, așa calculăm. 5. 5. Ori 5. Da? Plus, apoi. Plus, 2 la 6 ori 5. Plus, 8 ori 9. Plus, 2 la 9 ori 6 ori 5. 2 la 9 ori 6 ori 5. Închide din partea. Deci, calcul. Din 3 ori. Ce putem? Corect, corect. 3 ori 5. Pe lângă. 2 la 4. Atenție! 1. 1. 1 plus 2 la 4. Plus 2 la 6. Plus 2 la 8. 2 la 4. 2 la 6. 2 la 8. Cred că așa vine, nu? Sau vine din câte, din câte. Păi nu. 4, 6, 8. Așa, 8. 8, da? Plus 1. 96. Ce face calcul cu 15? 15 ori. Toată bucata asta, 1 plus 2 la 4, plus, cea mai departe, plus 2 la 96. Iată care e concluzia. Avem 15 și înseamnă că se divide la 15. Deci tare de tot aici. Foarte frumos. Foarte frumos este. Deci vine că este egal cu 2 la 15. Așa. 2 la 15. Nu 2 la 15. Ies la aceea este egal, să scrim așa. Ies egal cu 15. Se lângă 1 plus 2 la 2 la 4, corect, 2 la 4, plus 2 la 6, și plus punctul punctul, plus 2 la 95, 6, da? Și dacă sunt 15 ori de ceva, rezultă că se împarte la 15. Se împarte la 15, pentru că am ajuns la 15. Și-am terminat liniștiu. Da. Mai vedem o dată. Ce-am făcut aici? Am calculat suma concret. Nu cap pe discuție, o treabă bună. Dar acum, în partea asta, pentru că autorul... Noi nu ne-am uitat cu multă atenție la ce avem de făcut. Da. Trebuia să arătăm că se împarte la 15. Și am zis și la 5 și la 3. Mai întâi că se împarte la 3, grupându-le 2 câte 2, am văzut că 1 și cu 2 fac 3, 1 și cu 2, 3 paranteze, și 3 în factor comun. Și apoi etapa următoare, când iar cu pânturile 2 câte 2, apare 4 și 1, 5. Iată aici, după ce scoate de 2 la 4 factor comun, avem iarăși 5. Atenție, pe
aici am greșit un pic. Noi am rupat pe 2 la 4 cu 2 la 2 și am scos pe 2 la 4 și am rămas cu 2 la 2. Dar acum a venit 2 la 8 și 2 la 10 și v-au rupat. 2 la 8 cu 2 la 10. Nu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Și... și noi am luat 2 la 6. Asta e. El ar vrea deja ocupat. E luat? Da. Deci eu zic, următoare e 2 la 8 plus 2 la 10. Și 2 la 8 plus 2 la 10 aici îi dăm de 2 la 8. Da? 2 la 8. Și în sfârșit, la sfârșit așa, e 2 la 96. E bine. Am așteptat ce... Și atunci când vedem aici, vine, nu este 2 la 6. Da, e 2 la 8. 2 la 4, 2 la 8, 2 la 12, din 4 în 4. Da. Da? 2 la 96. Aceea este greșeala, șterge așa aici. Dar acum ies, mă numeam, deci să scriem și prostii, nu? Nu scriem și prostii, adică dacă cumva greșim. Dar dacă suntem atenți, nu lăsăm niciodată greșeala. Deci iată că se bate singur la 15. Foarte, foarte frumoasă chestiunea asta. Să știi că aceasta este aproape de tip olimpiadă. Deci o băgat testul ăsta, o chestiune de finețe. Care, care e ideea? Grupașele de două câte două ori. Și ce-a rămas cum încă o dată le grupăm două câte două ori. Ca să apară cinciul. 1 și cu 4, 5, 1 și cu 4, 5, 3. Și este și 5 și 3 un factor comun. Deci iată 15. Și cam asta a fost. Am învățat și cu chestia asta, cum se calculează suma. Acum arătați că ies are cel puțin 30 de cifre. Adică este un număr lung cu cel puțin 30 de cifre, dacă nu chiar mai multe. Să nu mă pui să fac pe 2 la 100, că nu fac. Nici eu. Nici eu nu fac. Dar trebuie să dăm un răspuns. Trebuie să dăm un răspuns cum să faci 2 la 100 asta. Cel puțin 30 cifre, că eu nu am idee acum deloc. Dacă nu am deloc,
ai da, mai lucrăm ceva din celălalt ca antrenament? Sau vrei să insistăm un pic să ne vedem dacă ne vine ideea? Să vedem dacă valorificăm? Ia să văd. Dacă chestia asta îmi place, să ne imaginăm acum că lucrurile de altfel singur, nu cu mine, da. Eu sunt la nivelul la care te-am fi și tu și simțim nevoia să ne inspirăm de la răspuns, să vedem dacă descoperim ideea. Te rog. Să dați like și share, sigur că da. Mai ales pentru ultima parte.